Bună! Astăzi o să vă prezint pașii necesari realizării unui test rapid COVID-19 antigen produs de DDS Diagnostic. Mărimea ambalajului variază în funcție de numărul de teste pe care îl conține. Pe ambalaj se află atât eticheta produsului, cât și datele de contact ale producătorului. Kitul de testare conține tubul cu soluție, tampon nazal steril, caseta de testare, precum și instrucțiunile de utilizare. Înainte de a începe testarea, ne dezinfectăm mâinile. Pasul 1. Desigilăm tamponul nazal fără a atinge capătul de recoltare. Pasul 2. Introducem tamponul nazal la o adâncime de maxim 2,5 cm. Tamponul nu trebuie să ajungă la nivelul superior al căilor nazale. Este foarte important să se perie cât mai bine interiorul nării prin rotire de 3-4 ori. Este obligatoriu să se preleveze probă din ambele nări. Pasul 3. După prelevarea probei, desfacem capacul mare al flaconului și introducem tamponul în soluție. Rotim tamponul în tubul cu soluție timp de 10-15 secunde, apăsând în partea de jos a tubului. În final, presăm ușor tamponul de peretele flaconului pentru scurgerea lichidului absorbit și îl scoatem din tub. Pasul 4. Punem capacul mare al flaconului și agităm timp de câteva secunde. Tamponul nazal folosit trebuie reintrodus în ambalajul inițial. Pasul 5. Desfacem caseta de testare și o așezăm pe o suprafață curată și netedă. Pasul 6. Desfacem capacul mic din vârful tubului pentru a putea folosi picurătorul. Punem 3 picături în godeul pentru probă marcat cu litera S. Interpretarea rezultatelor se va face după 15 minute de la adăugarea probei în godeul S. Dacă pe test nu se observă nicio linie sau o singură linie în dreptul literei T, testul este invalid și trebuie repetat. Probele pozitive vor prezenta două linii, una în zona de control C și una în zona de testare T. Apariția liniei colorate în zona T indică infecția cu SARS-CoV-2. Probele negative vor avea o singură linie și anume în zona de control C. În cazul în care se observă o linie foarte slabă, ca o umbră după 15 minute, în zona literei T, se recomandă citirea după 20 de minute. Dacă linia nu devine mai intens colorată, testul este negativ. Pentru mai multe informații, precum și achiziția de produse, din magazinul nostru online, accesați site-ul www.ddsdiagnostic.com. Vă mulțumim! Vă dorim multă sănătate, rămâneți în siguranță alături de familie și cei dragi!